Dubla câștigătoare pe zgura de la Madrid în 2016 și 2017, Simona Halep revine în capitala Spaniei cu gândul la un nou trofeu. Constanțeanca a fost aproape de al treilea titlu la turneul patronat de Ion Ciriac chiar la ultima ediție, însă a pierdut finala disputată în 2019 în fața olandezei Kiki Bertens. Conform tragerii la sorți, în primul tur al ediției din acest an, Simona Halep va întâlni pe jucătoarea din Spania, Sara Soribe Stormo, care a primit un wild card din partea organizatorilor. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, anul trecut la Roland Garros, când Constanțeanca s-a impus cu scorul de 6-4-6-0. În cazul în care va reuși să treacă de Soribe Stormo, Halep ar putea da în sferturile competiției de o altă româncă. Sorana Cârstea, ocupanta locului 58 în ierarhia mondială, a fost repartizată pe aceeași parte de tablou cu Simona Halep, astfel că cele două s-ar putea duela pentru un loc în careul de ași. Cârstea, care vine după titlul cucerit la Istanbul la sfârșitul săptămânii trecute, o va înfrunta în primul tur în capitala Spaniei pe americanca Jessica Pegula, locul 33 în clasamentul WTA. Cârstea și Pegula s-au mai întâlnit de două ori până în prezent, scorul fiind egal 1-1.